Invitatul dimineții în matinalul RFI, 9 și 21 de minute, candidatul acele la președinție, Claus Iohannis și Cosmin Șor. Bună dimineața! Bună dimineața, Magda! Bună dimineața tuturor! Mulțumesc, domnule Iohannis, că sunteți din nou în studioul RFI. Bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație! Lupta anticorupție, votul din diaspora în turul 2 al alegerilor prezidențiale de duminică, politica externă, avem așadar destule subiecte, vor mai fi și altele pe care o să le abordăm în următoarele aproximativ 40 de minute cu candidatul ACL, domnul Claus Iohannis. Ați participat până acum, domnule Iohannis, la două dezbateri directe cu contracandidatul dumneavoastră de la PSD, domnul Victor Ponta. V-aș întreba, v-aș cere o reacție mai degrabă la rece acum. Cum vi s-au părut cele două confruntări? Cred că uh, au satisfăcut uh, curiozitatea alegătorilor aceste dezbateri în turul 2, după părerea mea, sunt obligatorii pentru a da electoratului posibilitatea să cunoască mai bine pe cei doi candidați, în special în, în situații deosebite, fiindcă astfel de dezbateri sunt situații tensionate și din acest motiv am și acceptat să merg la acele două dezbateri, cu toate că nu au fost organizate la înțelegere între cele două stafuri, dar văzând că domnul Ponta și staful domniei sale refuză orice negociere pe o apariție, pe o platformă neutră publică, am decis să merg la aceste dezbateri care au fost unilateral anunțate de candidatul Ponta, pentru a da posibilitatea oamenilor să mă vadă, să ne vadă. Dezbaterile au fost, după părerea mea, utile, au fost parțial bune. Prima a avut mai degrabă formatul unui talk show, a doua a avut mai degrabă formatul unei dezbateri electorale de tur 2 și cred că S-a putut vedea ce au dorit oamenii să vadă. Au avut ocazia să audă viziunea candidaților, au avut ocazia să vadă și reacții spontane ale celor, două candida celor doi candidați. Deci, în ansamblu, a fost bine că am avut și aceste două dezbateri. Sigur, mai bine ar fi fost să avem o mare dezbatere. Organizată pe o platformă neutră, cu participarea tuturor jurnaliștilor care ar fi dorit să vină acolo, cu întrebări negociate, în așa fel încât să avem ocazia să intrăm și pe teme importante, de exemplu, politica externă nu a ajuns să fie dezbătută deloc în aceste două seri. În ansamblu, decât deloc, a fost bine, și așa. De ce două dezbateri și nu trei? Ca să se tranșeze un, uh, un câștigător eventual. În mod normal, ar fi fost suficientă una. Dar, având în vedere că formatul nu a fost negociat, temele nu au fost negociate și am avut prima dezbatere, cum am spus, mai degrabă pe formatul unui talk show, uh -huh. am decis să merg la încă una. Pentru a avea posibilitatea de a oferi mai multe, mai multe detalii despre viziunea mea, despre cum văd lucrurile în desfășurarea lor în continuare. Iar mai mult de două, cred că ar fi fost deja puțin exagerat. Cum apreciați propria prestație la aceste două confruntări cu domnul Victor Ponta. Sunteți mulțumit, ați reușit să schimbați ceva în percepția alegătorilor? Cred că da. Reacțiile pe care le-am avut au fost foarte bune și cred că am avut o prestație bună. Am înțeles. Aș vrea să vă întreb, domnule Klaus Iohannis, ca să intrăm puțin în dezbaterile pe fond, aș vrea să vă întreb câte ceva apropo de legislația anticorupție și înainte să intrăm în detalii, fără să îi împărțim între corupții noștri și ai lor, cum s-a făcut de multe ori în această campanie, aș vrea să vă întreb dacă personal sunteți mulțumit de actuala legislație anticorupție. Ați schimbat ceva dacă ați ajunge președinte? În materie de anticorupție, întotdeauna se mai poate adăuga ceva, întotdeauna se mai poate îmbunătăți legislația. Este bine, totuși că la noi am ajuns în faza în care am ajuns și vedem că DNA lucrează, lucrează, lucrează. Sunt foarte mulți politicieni care sunt acuzați de acte de corupție, care sunt aduși în fața justiției, lucru care, sigur ca și imagine pentru România nu este bine, fiindcă lumea se întreabă bun de ce sunt atâția corupții acolo, dar pe de altă parte, mie îmi convine, fiindcă îmi doresc o curățire a clasei politice. Dacă dna continuă în acest ritm și justiția își face treaba până la capăt și bănuiesc că o să avem și o serie de condamnări, atunci acest lucru duce la o părerea mea, îmbunătățire netă a clasei politice și acesta este un lucru de care avem nevoie ca de aer. Un nume care a fost adus în discuție în această campanie, domnule Claus Iohannis, a fost cel al senatorului PNL Acoș Mora, a declarat incompatibil. Dânsul a anunțat ieri că se autosuspende din partid ca să nu-i mai dea ocazia lui Victor Ponta să spună minciuni acesta a fost un citat privind situația sa, adaugă și că mandatul său de senator merge mai departe până când Parlamentul va vota pe acest subiect. Sunteți satisfăcut de poziția colegului dumneavoastră? Esențialmente, așa este, fiindcă speța nu e chiar așa simplă, precum încearcă domnul Ponta să o prezinte. Pe de altă parte, este clar că aici decizia se ia în Senat. Senatul trebuie să dea un vot pe încetarea mandatului și nu altcineva. Este sigur un lucru care putea fi făcut și mai devreme pentru a scuti Partidul Național Liberal de, de această discuție, putea să se autosuspende mai repede. Sau dacă vroia să închidă de tot discuția, putea foarte bine domnul Acoș să-și dea el demisia din Senat. Doar că nimeni nu poate fi obligat să demisioneze și atunci situația va fi lămurită definitiv atunci când Senatul își va relua activitatea. Dar în partid nu aveți alte pârghii, de exemplu știu că și în cazul domnului Chiuariu i-ați cerut să, să facă un pas înapoi. Nu, juridic, procedural vorbind, partidul nu poate să-i dea afară pe uh, membrii care au probleme cu justiția? Vedeți că independența justiției și statul de drept, dacă vrem să le respectăm și să le întărim, trebuie să acceptăm și lucrurile care ne convin, dar și lucrurile care nu ne convin. O decizie a instanței este o decizie a instanței și punct. Nu contează dacă ne convine sau dacă nu ne convine. Iar acești doi colegi sunt în situații care sunt statutare și legale. Nu, Poate partidul să oblige pe cineva să demisioneze. Deja noțiunea obligat și demisionat nu prea merge. Este, pe de altă parte, clar că oricine dintr-un dintr partid, dacă vrea să protejeze partidul, are la îndemână demisia. Din acest motiv, i-am rugat pe amândoi colegi să judece foarte bine și să facă pasul așa cum consideră că este corect. Însă, vreau să subliniez. Partidul are un statut. Acest statut nu a fost încălcat. Am înțeles. Apropo de partide, domnule Claus Iohannis, ați sesizat cu siguranță insistența cu care contracandidatul dumneavoastră la președinție, domnul Vitor Ponta, spune că vrea să refacă Uniunea Social-Liberală de această dată cu formațiunea domnului Călim Popescu Tăricianu. Este posibil juridic vorbind? Este imposibil și. Uh... Poate ați observat că m-ați făcut să râd cu refacerea usl -ului. Este o poveste pe care uh, o tot ține uh, așa la, la cald domnul Ponta. usl este de domeniul trecutului, a murit, nu mai există. Prin denunțarea usl de către noi nu mai poate să existe USL-ul. Uh, iar acea poveste că domnul Ponta reface USL-ul uh, cu domnul Tăricianu, Păi, dați-mi voie să vă spun, domnul Tăricianu este un fel de PFA politic, o persoană fizică autorizată în politic. Nu există acel partid al domnului Tăricianu. Deci poate domnul Ponta să refacă orice vrea cu persoana sau cu politicianul Tăricianu, altceva nu are și cred că este o chestiune destul de hilară ca un mare partid precum PSD-ul să facă o alianță cu o persoană fizică autorizată politic. Este, este o poveste care nu are nici măcar un sâmbure de adevăr și evident țintește un anumit electorat care cu nostalgie se gândește probabil la vremurile când a existat USL-ul, doar că nu mai există fiindcă PSD-ul a vrut toată puterea. Dar sigla USL, numele USL, mai poate fi folosit? Nu poate fi folosit. Am înțeles. Apropo de USL, pe această temă s-a exprimat într-un mod oarecum surprinzător sau neașteptat și fostul președinte al PNL, domnul Crin Antonescu, acesta spunea ieri la RFI că ideea de refacere a USL reprezintă o mistificare pe care încearcă să o execute Vitor Ponta, care a fost transformat de partidul pe care îl conduce, după chipul și asemănarea PSD și a cărui identitate încearcă să o ascundă. V-a surprins această... Ruperea tăcerii de către domnul Antonescu, până acum nu s-a preauzit vocea dumnealui în campanie. E bine că, și, e bine că măcar în acest punct și-a spus uh, părerea. A mai spus și de, de faptul că a fost cea mai slabă campanie prezidențială și că ziua votului nu va fi una veselă. A evitat să spună cu cine va... Va da, cu vota. siguranță, dacă a fost o campanie slabă, atunci și domnia sa a ratat oportunitatea să o facă mai bună. Vă ajută această ieșire a dumnealui sau nu? Ca de obicei, nu. Am înțeles. Mergem mai departe. Aș vrea să vă întreb câte ceva, domnule Claus Iohannis, despre politica externă, pe care aș vrea să insistăm un pic mai mult și uh, m-aș vrea să vă întreb uh, în special... Uh, cum vedeți rolul României în spațiul european? Unde vedeți uh, plasată România și cum vreți să întăriți uh, prezența românească în blocul comunitar, odată ajuns președinte? Pentru România a fost o oportunitate nemaipomenită să intre în Uniunea Europeană începând de la 1 ianuarie 2007. Și de atunci, din păcate, noi, noi români, în general... Uh, am omis un lucru foarte, foarte important. Am avut proiectul național aderarea la Uniunea Europeană. Un proiect național care a fost reușit, fiindcă a existat consens politic, s-a reușit aderarea, dar nu a existat nicio viziune, niciun proiect național post-aderare. Și, în consecință, ne-am găsit membrii în Uniunea Europeană fără o gândire ce vrem să facem aici în Uniunea Europeană. De atunci din 2007 până în ziua de astăzi poziția noastră este mai degrabă a unui membru care se bucură că este acolo, dar aproape niciodată nu vine cu o opinie, cu un program, cu o gândire, cu un proiect propriu. Suntem un fel de uh, yes-meni. Adică că suntem acolo, ceea ce e excelent, suntem de acord cu ce se propune, suntem parteneri, este bine, mm -hmm. dar după părerea mea, noi putem mai mult. România poate mai mult decât atât. Mai mult însemnând ce? Cum? Mai mult însemnând să ne profilăm, să venim cu proiecte proprii, cu idei proprii, sigur, care se realizează în parteneriat, împreună cu ceilalți membri. Dar este nevoie și aici nu există uh, soluții de moment, este nevoie să ne așezăm cu toate partidele politice, să elaborăm un proiect pentru România, o viziune pentru România europeană, să vedem care sunt prioritățile noastre, ce vrem noi de la Uniunea Europeană, ce vrem noi să ducem în Uniunea Europeană și atunci avem șansa să devenim. Un membru activ, proactiv, care își joacă rolul totuși de mare țară în Uniunea Europeană. Aceste lucruri până acum au fost total neglijate și, ă, imediat ce voi prelua președinția, voi solicita colaborarea partidelor politice și a specialiștilor în materie de politică europeană și avem destui specialiști. Pentru a începe elaborarea unui astfel de proiect. V-ați dori, de exemplu, domnule Claus Iohannis parteneriate privilegiate cu alte state? Eu îmi doresc un proiect al nostru. Uh -huh. Acesta nu poate să fie elaborat de mine, de persoana Claus Iohannis sau de președintele Claus Iohannis. Acesta poate fi elaborat direcție, doar nu? împreună cu partidele politice și cu specialiștii. Direcția este clară, direcția este prevest dar de acolo mai departe e nevoie de foarte multe detalii și de o gândire. Un exemplu simplu, fiecare guvernare vine în materie de autostrăzi cu un desen propriu. Este total, dar total neprofesionist ce se întâmplă. Nici măcar în această chestiune, care nu e foarte complicată, nu am reușit să facem un plan pe care să-l păstrăm timp de 7-8 ani. Aceste lucruri ne pun în coada clasamentelor și la absorpția fondurilor europene și la multe alte uh, chestiuni unde ar fi bine să performăm mai bine. Vorbiți de direcția către vest, dar v-aș cere mai multe detalii, pentru că, de exemplu, Traian Băsescu, atunci când a devenit președinte, vorbea despre celebra axă București-Londra-Washington. A fost o idee bună, o veți menține? Doriți alte axe? Nu vreau să comentez acea axă. A dus la multe dezbateri diplomatice. <coughs> nu, nu vreau să inventez alte axe decât cele care sunt. România. În momentul de față, și în anii următori nu trebuie să reinventeze niciun fel de axă. Avem cei trei piloni pe care se sprijină politica externă a României și care ne garantează securitatea noastră chiar în această situație geopolitică dificilă în care ne aflăm. Este vorba de parteneratul strategic cu Statele Unite ale Americii, este loc, vorba de locul și rolul nostru în NATO. Și sigur este vorba de locul nostru în Uniunea Europeană. Acești trei piloni sunt vitali <coughs> pentru viitorul României. Și trebuie păstrați. Nu trebuie să inventăm niciun fel de alte axe. Văd că există o tendință mai mult sau mai puțin declarată la contra candidatul meu de a inventa o nouă axă București-Beijing. Nu cred că acum avem nevoie de așa ceva. Măcar în plan economic? În plan economic, da, dar asta nu ar însemna o axă diplomatică, asta ar însemna o colaborare economică, care în sine, evident că. Nu poate să fie decât bună. Dar și aici e o dezbatere, nu? La nivel mondial, de ce să te aliezi cu o țară, chiar și în plan economic, cu o țară care are grave probleme în privința drepturilor omului? Nu e vorba, nu -i, nu -i vorba de, de a te alia, este vorba pur și simplu de schimburi comerciale, de o colaborare economică și sigur ar fi foarte bine dacă România ar putea să își extindă schimburile comerciale. Este un lucru pe care îl încearcă toate țările, fiindcă așa funcționează economia mondială. În privința Rusiei, aveți o poziție. Cum vedeți dezvoltarea relației cu Moscova dacă ați ajunge președinte? Doriți o Relațiile, a cu, relațiile o cu Rusia ei? sunt puternic deteriorate din cauza crizei din estul Ucrainei. Și aici România trebuie să fie foarte, foarte atentă. Nu putem uh, noi singuri să rezolvăm absolut nimic. Ba putem să stricăm dacă ne ambalăm așa de unii singuri. Este nevoie să fim aici în echipă. Aceasta este una din situațiile unde nu trebuie să facem note discordante. Trebuie să fim parteneri serioși, credibili și de cursă lungă. În cele trei parteneriate pe care le-am menționat cu Statele Unite, NATO și Uniunea Europeană și numai împreună cu partenerii, sigur, prin măsuri discutate împreună, se poate ajunge la o rezolvare a situației din estul Ucrainei. Altfel, nu se poate rezolva situația. Dar, în acest context tensionat, s-a tot vorbit despre nevoia ca România să-și asigure o anumită independență energetică cum poate să facă asta? În primul rând, dacă vrem să asigurăm o independență energetică, trebuie să avem un plan, o gândire, dar nu pe un an sau doi sau trei, ci pe o perioadă mult mai lungă, pe termen mediu și lung, pe câteva decenii. Or, așa ceva trebuie să producă guvernul și până acum nu a venit cu așa ceva. Se pregătește acea strategie energetică? Este, este absolut necesară. Fără o strategie energetică, încă o dată, pe termen mediu și lung, nu vom face față. Avem uh, șansa, printr-o strategie inteligentă, să ajungem în situația în care nu mai suntem dependenți uh, din cauza uh, resurselor energetice insuficiente. Avem ce ne trebuie. Dar ele trebuie puse cap la cap în așa fel încât să avem o gândire care asigură României energia necesară pe mai multe decenii. Cum vedeți, domnule Claus Iohannis, relația cu Franța, o relație privilegiată, dar de multe ori tensionată de problema romilor români din hexagon? Cum poate fi rezolvată această problemă? Relația României cu Franța este o relație care ne vine din, din istorie și este o relație specială de multă vreme încă. Sigur, în anumite puncte, această relație a fost puțin stresată din cauza unor probleme specifice, cum spuneți, de exemplu, comunitățile de romi. Dar, în ansamblu, cred că, în continuare, România are o relație diplomatică și culturală foarte bună cu Franța și eu îmi doresc să rămână așa. În această etapă în care ne aflăm acum, sigur, și Franța are problemele ei specifice din cauza uh, arhitecturii uh, politice de acolo și din cauza problemelor pe care. Le-au tot datorită unei guvernări ineficiente de stânga, ca și noi. Dar, in, independent de cine guvernează, foarte concret, este foarte important pentru noi să păstrăm relațiile tradiționale bune. Dar, cum puteți face ca această problemă a romilor, această chestiune specifică, să nu mai fie? Cap de afiș, ca să spun așa, în relația bilaterală cu Parisul? Deci, cred că este nevoie și de o abordare națională, dar și de o abordare europeană. Nu putem noi singuri să rezolvăm problema. Este imposibil. În Europa există libertatea de circulație și nu putem să o îngrădim datorită unui grup sau a unui, unor persoane care vor să vor să facă notă discordantă. La noi, problema integrării romilor se poate rezolva numai prin educație și nu într-un an sau doi, ci peste generații, și e nevoie de proiecte, de programe bine gândite pe termen mediu și lung, și atunci sunt convins că problema se rezolvă. Același lucru este valabil și în plan european. Atunci când Uniunea Europeană va accepta că este nevoie de un program european pentru astfel de situații, vom putea să îmbunătățim situația împreună. Dar există multe strategii și la nivel european și în România în privința romilor. Nu par să fi dat. Păi prea tocmai multe de loabe. aceea sunt prea și multe soluția... și prea punctuale. Deci soluții multe și punctuale nu rezolvă problema. Este nevoie de integrare prin educație. Asta o spun de 20 de ani încoace și nu mi-am schimbat părerea. Bănuiesc că nici nu o să-mi o schimb, fiindcă asta este soluția. Dar, guvernele care s-au succedat au căutat întotdeauna soluții facile și rapide. Fiindcă un mandat durează 4 ani, fiecare guvern crede că poate să aducă o soluție și să culeagă roadele în 4 ani. Nu se poate așa ceva. În această chestiune, ca și, de exemplu, în chestiunea discutată anterior fără o viziune, fără un plan pe termen mediu și lung, nu se obține aproape nimic. Am înțeles, ați, ați afirmat recent domnule Claus Johannes, la adevărul live, că aveți un sprijin foarte larg din partea cancelarului German Angela Merkel, care va trimis și o scrisoare. De ce nu ați făcut o publică până acum? Se se întreabă mulți. Nu este stilul meu să umblu cu scrisori de sprijin, cu poze făcute cu lideri europeni. O aveați din 28 octombrie, am înțeles. Da. Nu v-ar fi ajutat în campanie? Nu știu, dar nu, nu mi s-a părut uh, oportun, și nu este stilul meu să umblu prin capitală cu o scrisoare de sprijin sau cu un filmuleț de sprijin. Nu, nu este stilul meu. Domnul Ponta s-a afișat aseară la postul Antena 3 cu premierul italian Matteo Renzi. Cum priviți această mișcare, această acțiune? Este opțiunea contra candidatului? Nu, o comentez. Aș vrea să încheiem acest capitol despre politica externă a României, domnule Claus Iohannis, întrebându-vă foarte direct care credeți că este în clipa de față principala problemă de. Imagine, să spunem așa, a României în străinătate. Principala problemă a României este că nu avem o imagine conturată. Nu am reușit, în acești 25 de ani de la Revoluție, să avem o imagine a României. Fiecare își face imaginea lui, unii se concentrează pe imaginea creată de problemele romilor. Alții se axează pe problemele create de ineficiența guvernării, iarăși alții se axează pe problema creată de multitudinea de politicieni corupți și așa mai departe. Noi, România, nu am fost capabili, și acesta este un minus important, nu am fost capabili să avem o strategie de imagine pe care să o promovăm în străinătate. Și astfel de lucruri se fac peste tot, dacă puteți să vă imaginați până și Germania, care oricum are o imagine foarte pozitivă, are un departament care numai de asta se ocupă de promovarea imaginii Germaniei în străinătate. Și atunci noi ar trebui să înțelegem că un astfel de lucru este extrem de important. Deci exact. avem o strategie de promovare a României în lume. Este absolut insuficient acel proiect cu o frunzuliță. Este nevoie de o strategie amplă, gândită iarăși pe un termen lung și pusă în practică prin toate mijloacele disponibile, începând de la diplomație publică, la schimburi economice, la schimburi instituționale, la promovarea României prin persoana președintelui, lucru pe care o să-l fac cu mare plăcere, și multe altele. Deci v-ați dori altfel spus inclusiv un astfel de departament care să promoveze imaginea României sau sunt suficiente este obligat... structurile nu, de la Ministerul este de Exter. Absolut insuficient ce există acum. Trebuie să existe o entitate, nu trebuie să fie numeroasă ca și personal. Mm -hmm. Dar trebuie să existe o entitate care creează strategia pe urmă, sigur, fiecare poate să-și implementeze partea lui. Ministerul de Externe, partea prin diplomați, președinția prin președinte, guvernul, alt, cealaltă parte care nu ține de Ministerul Externe, de exemplu, prin entitățile de promovare a turismului și așa mai departe. Sunt foarte, foarte multe domenii în care România poate fi promovată foarte bine și credeți-mă, avem ce promova România este mult mai bună decât imaginea ei în afară. Dar v-ați gândit cu cine ați dori să colaborați, de exemplu, ca președinte, în calitatea de ministru de externe? Ce, ce ministru de externe v-ați dori? V nu lucrăm asta? acum și eu nu lucrez acum pe scenarii de guvernare. Credeți-mă, hmm. acum ne concentrăm 100% pe campania prezidențială. După ce se termină, mai sunt foarte puține zile, ne vom apuca și vom merge pe o gândire pentru guvern, mai exact colegii mei din partid vor continua și vor veni cu... O echipă, de, uh, o echipă guvernamentală, un program de guvernare și tot ce ține de acesta. Urmează turul 2 duminică, domnule Claus Iohannis. Deja s-au luat câteva măsuri de fluidizare a votului, ca să-l citesc pe domnul ministru de externe, Meleșcanu. Uh, nu au fost suplimentate secțiile de vot, ci cabinele de vot și numărul de ștampile. Cum vi se par aceste măsuri? Absolut insuficiente. Eu am somat guvernul încă din 3 noiembrie să ia măsuri pentru uh, o îmbunătățire a condițiilor uh, pentru votul din diasporă. Este un scandal să ajungem în anul 2014 și mii de români să nu-și poată exercita dreptul la vot, fiindcă guvernul este pur și simplu incapabil să organizeze secțiile de votare în diasporă. Din nefericire, guvernul Ponta a arătat că, de fapt, nu a fost uh, o lipsă de organizare. Guvernul Ponta a dorit să suprime votul în diasporă și dorește în continuare, sunt ferm convins, acest lucru. Măsurile care au fost luate sunt absolut insuficiente. Toate evaluările sunt că în turul 2 vor veni mai mulți români din diasporă să voteze. Și atunci, mărirea de la 5 la 6 cabine de vot și alte măsuri de tipul acesta nu vor fi nici pe departe suficiente. Dar reprezentanții acele care vor fi prezenți la aceste secții de vot din străinătate pot să facă ceva pentru a fluidiza da. votul? Da, Ce în, în esență, sigur, guvernul organizează și poate să facă cel mai mult. Noi am luat act de incompetența guvernului și de lipsa de dorință de rezolvare. Avem voluntari la toate secțiile de vot din diasporă. Voluntarii noștri vor îndruma alegătorii. Avem tot... Uh, în fața secțiilor de votare la voluntari formulare pentru acea declarație pe proprie răspundere pentru cei care nu vin cu declarația descărcată de pe internet și în acest fel vom sprijini oamenii, le vom explica ce trebuie să facă, cum trebuie să completeze declarația și în acest fel venim în sprijinul românilor din diaspora ca procesul de votare să decurgă uh, un pic mai ușor. Aș vrea să vă cer pe final, domnule Claus Iohannis, câteva reacții sau o reacție la o chestiune care a apărut ieri pe Agenția MediaFax, un document important, interesant, care conține mai multe propuneri de măsuri fiscale elaborat de Ministerul de Finanțe și Ministrul Delegat pentru Buget. Se precizează acolo că se dorește introducerea impozitului progresiv pe venit. Începând cu 2016, ar urma să fie trei cote progresive de 15, 25 și 35%. Deja, ministrul de finanțe, Ioana Petrescu, a spus că nu e de acord cu eliminarea cotei unice de impozitare. Aveți o poziție, aveți un comentariu pe această. Evident, temă? am o poziție față de aceste chestiuni de câteva săptămâni, de când solicit guvernului să vină cu proiectul de buget pentru 2015. Nota bene, mâine. În 15 noiembrie este ultima zi când conform legii guvernul este obligat să depună proiectul de buget în parlament. Nu am văzut așa ceva. Primul-ministru Ponta nu a mai guvernat, ce a făcut doar campanie electorală. Nu a dorit să vină cu proiectul de buget pentru a putea face acele promisiuni electorale. Eu am spus în aceste condiții sunt convins că în 2015 guvernul PSD va veni cu creșteri de impozite și taxe. Vom avea în 2015 o creștere de impozite și taxe și iată simulările făcute la Ministerul Finanțelor ne arată că exact spre asta se merge și în guvern. Este, este păcat, fiindcă se puteau lua alte măsuri. Dar acest guvern pur și simplu nu dorește să rezolve problemele românilor. Sunt multe probleme de nivel de ordin social, domnule Claus Iohannis. Vorbim despre problemele din sănătate, din educație și din alte, din alte zone, din infrastructură. Vorbeați un pic mai devreme despre, despre acest lucru. Nu țin neapărat de președinte aceste chestiuni, dar sunt probleme de zi cu zi la care cu siguranță trebuie să se gândească și șef Statului. Ca viitor președinte, dacă ați ajunge la Cotroceni, cum ați face să obțineți un consens național și la nivel de partide pentru ca aceste chestiuni să fie rezolvate într-o perioadă cât mai scurtă de timp? În calitatea mea de președinte, voi pune în discuție publică problemele importante ale României: educația, sănătatea, sistemul de pensii și celelalte pe care le-am menționat în programul meu de guvernare, de, de candidat și care vor fi preluate în programul de guvernare, fiindcă aceste chestiuni nu pot fi rezolvate doar de o parte. Este nevoie de un președinte care vine cu o viziune. Dar este nevoie de un guvern care dorește să rezolve practic aceste probleme. De aceea, acum sunt președintele Partidului Național Liberal, candidez pentru Alianța Creștin-Liberală. Îmi doresc un guvern din partidul meu, fiindcă altfel problemele se rezolvă foarte greu. Și vom avea un guvern de al meu, fiindcă, imediat după alegeri. Uh, sunt convins că se va uh, schimba și arhitectura parlamentară, poate nu într-o lună, poate nu în două, dar sunt sigur că deja în 2015 vom fi în situația de a schimba acest guvern ineficient cu unul care chiar dorește să miște lucrurile. Ultima întrebare, domnule Claus Iohannis, dacă veți ajunge președinte, cu ce echipă de consilieri veți colabora? V-ați gândit la acest lucru? Cine vor fi oamenii dumneavoastră? Sigur că m-am gândit la acest lucru, am oameni foarte buni în echipă și la momentul potrivit voi prezenta această echipă. Vor fi și oameni de la primăria Sibiului? Vor fi oameni competenți, fiecare pe domeniul lui. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Eu vă mulțumesc. Candidatul Alianței Creștini Liberale la președinția României, Claus Iohannis, a fost în studioul RFI. Eu vă dau reîntâlnire luni dimineață, când o să avem, evident, o ediție specială dedicată turului 2 al alegerilor prezidențiale. Punem punct aici. Peste 3 minute aveți întâlnire cu știrile RFI. Numai bine!